Ne mutăm atenția, transmisia și interesul către unul dintre viitoarele centre de gândire importante în campania electorală care urmează, anume Crevedia. La Crevedia este laboratorul Ghilezan. Laboratorul de idei Ghilezan din biblioteca lui Ghilezan la Crevedia, de unde se vor naște multe din ideile acestei campanii electorale. Așa e, Marius Ghilezan? Era să întârzi la intrarea în emisiune pentru că am fost pur și simplu șocat de mărturia colegului nostru Horațiu Rădulescu despre soarta nefericită a unui tânăr de 14 ani și jumătate, părinții lui, când era mic, au plecat în Spania, n-au găsit loc de muncă, au plecat în Germania, a fost crescut de către bunici și n-a ajunsese în clasa întâi când amândoi bunici au murit. Mama lui s-a întors acasă să aibă grijă de el și sărăcuța de ea a murit de cancer. Tatăl s-a întors și el și muncește din greu, nu reușește să-l țină pe acest micuț. Și aici e bomba bombelor, că într-un liceu de fițe din București îi se spune sclavule, nefericitule, îl trimit după țigări, îl trimit. Deci lucrurile ce discutăm noi sunt extrem de puțin importante față de viața unor semeni de ai noștri și bravo lui Horațiu că se ocupă de acest tânăr, dar am și o veste bună, inimosul director al unei liceu privat m-a sunat acum să-mi spună vor să-l preia pe acest copilaș ei. Deci încep cu niște vești nefericite, îmi cer scuze față de ascultătorii noștri, dar eu cred că astea sunt de multe ori mult mai importante decât cine va fi desemnat candidat de seară. Sigur că o să-l ajutăm. Bine că ai pus subiectul pe tapet. Știu cine e directorul care te-a sunat, bravo lui, un om de ispravă, un tip serios, dar o să-l ajutăm și noi cu posibilitățile noastre pe băiatul ăsta bătut de soartă. Și, după cum știi, Marius dragă, din genul ăsta de copii care supraviețuiesc vicisitudinilor, vieții grele, morții părinților, bunicilor și așa mai departe, s-ar putea, dacă sunt ajutați la timp, să iasă niște oameni puternici care să facă ceva pentru comunitate. Poate o să fie și băiatul ăsta pe care o să-l ajutăm și promit și eu, colegii noștri, ne implicăm aici. Da, să zicem că povestea va fi de succes cu tot necazul ăsta, pentru că a dat peste tine, care ești un om inimos, care știi și cum e cu suferința, că ai văzut-o la alții și... Asta este un adevărat bullying psihologic, pentru că mă sună tot felul de ONG-uri că nu... particip și eu la campaniile de bullying. Ăsta e un bullying psihologic asupra acestui copil, că el n-are bani să-și cumpere haine, dar ce în toată povestea este cutremurătoare. Citiți pe pagina lui Horațiu Rădulescu. La școală profesorii nu mai au chef să predea pentru că sunt sub presiunea părinților cu fițe și le spun citește de la pagina cutare, de la pagina cutare nu există, iar el n-are bani de meditații. Și atunci se poate rata, dar poate cu ajutorul nostru să-l ducem pe o cale bună și peste vreo 10 ani să ne mândrim că am făcut și noi într-un an o faptă bună. De-a bine, noi facem permanent, dar nu spunem. Dar pur și simplu atât de copleșit am fost de acest lucru care a apărut acum 10 minute și iată că am avut deja o reacție. Nu puteam să nu spun sau să mă scuz față de figura asta. Pentru cei care mă văd, de ce sunt așa de plăștit? Nu. Bine ai făcut și șansa copilului este că a putut să dea de noi pentru că o să-l ajutăm așa cum am făcut și cu alții. Hai să intrăm în subiectele zilei și să promitem că îi ținem la curent pe cei pe goldiștii care sunt curioși sau vor să ajute pe viitor. Dar nu e nici nevoie de ajutorul lor. Ajutorul moral este suficient din partea lor. Vom găsi metode, materiale noi ca să sprijinim pe băiatul ăsta. Nu e nevoie de intervenția altora. Dar ăsta moral e frumos să ne solidarizăm pentru un adolescent care
se luptă cu viața, să-l ajutăm să învingă. Marius, ai zis de candidaturi, după aia discutăm de, că a dat și un comunicat, o să-l mai pun o dată în undă, și video și audio, George Simion, care a răspuns la Marcel Ciolacu, dar prima dată, hai să discutăm de candidaturi, mă, că ăștia se pare că s-au răzgândit, fac un teatru. Cât timp ai discutat tu cu Horațiu Rădulescu la telefon? M-am uitat pe știri pe aici, m-am uitat pe la televizoarele care sunt pe mut, dar merg în fața mea. Și pe lângă știrea că un om pe care îl cunoaștem și care e amic cu noi, ca medic, nu ca politician, mă refer la Cătălin Cârstoiu, a anunțat pe surse ca și viitor candidat, mă, ce te faci că apare Rareș Bogdan și spune, domnule, noi nu ni-l asumăm pe Cârstoiu, că vine din partea PSD-ului, de parcă noi n-am ști că vine de la Lucian Pahonțu, știi, adică vine din partea PSD-ului. Asta e viața, trebuie să spunem adevărul. Și candidatul nostru rămâne Sebastian Burduja al PNL-ului. Sigur că e un teatru ăsta, sigur că e o prostie, o să ne lămurești. Speriați fiind de decizia Gabrielei Firea de a pune în executare ceea ce vorbeam noi la telefon azi de dimineață apropo de candidatura independentă. Da, eu vreau să te rog, mai ales că ai luat un gât serios din băutura energizantă, îmi mai spui rețeta imediat ca să... Ia spune-ne rețeta primată. Păi sunt portocale, kiwi și cu silimarină, care o recomand de ani de zile. Dumnezeu să-l odinească pe... Na, gata, gata, te-ai recuplat, te auzi. Ai zis că... Așa, gata. Vedem toate cărțile din bibliotecă. Marius e foarte căutat în perioada asta și cum îi sună telefonul, dacă pune mâna pe el și vrea să dea un reject acolo, că s-a cuplat de pe telefon. El are și laptop, are și computere, dar s-a cuplat de pe telefon. Se pare, mă rog, el consideră că acea cameră a telefonului ar fi mai bună decât altceva ce are la îndemână. Hai de ghile, joacă bine, galeria e cu tine. Ai rămas la Dumnezeu să-l odihnească pe... Directorul de la Hofigal, care a făcut o clinică la Breaza de silimarină și am tratat foarte mulți, probabil că știi despre cine e vorba, a murit, Dumnezeu să-l odihnească, și are o clinică pe bază de silimarină, care este o plantă din zona Mexicului, un fel de algă, și este foarte bună de folosit de detoxifiere. Și se găsește peste tot. Deci revenind la... Vreau să te rog să ne faci rezumatul ultimelor două zile, că cam acum s-au modificat treburile, cu candidaturile la București. Cum stăm? Adică și cu subterane, și cu ce a fost public, cu tot ce știi tu în momentul ăsta, să le faci celor de la Gold acest cadou, să le explici exact cum stau treburile, nu propaganda de la televizor. Deci, joi seara, când coaliția s-a întrunit în mod plenar, atât de plenar sunt că noi suntem permanent live la astfel de întâlniri, mă uitam la Burduja și am întrerupt noi discuția de vineri când vreau să spun despre body language-ul lui Burduja, că folosește prea mult sprâncenele în actul comunicării. Aha. Și fiind live pe coaliție, el era la antenă și spunea că e determinat să meargă mai departe. Dar în același moment, în coaliție, se discuta despre Burduja, candidatul la sectorul 1. La un moment dat l-am văzut că butona ceva acolo, le-a spus nou sau niet, nu știu cum a spus acolo, pe ce limbă, că nu candidează, el merge mai departe spre primăria capitalei, pentru că este motorizat puternic de cei 3B, nu? Că de acolo vin baronii, de la cei 3B din PD, care nu mai au timp să mai aștepte încă 4 ani pentru bugetul de 2 miliarde de euro al capitalei. Deci ce s-a întâmplat? Joi seara s-a închis
sesiunea de negociere cu stabilirea celor 6 candidaturi comune la cele 6 sectoare, mai puțin numele candidaților de la 1 și de la sectorul 2. După ce au lăsat în suspans pentru ziua de luni, pentru că domnul Bode și cu domnul Ciucă au fost la cules de voturi în Portugalia, în Spania și Franța, pardon, așa, în diaspora, acolo unde domnul Klaus Iohannis, colegul nostru Alin, mi-a zice, vând un pont, și că în Portugalia se renumără voturile în alegeri cu cele din diaspora, pentru că noi și cine trebuie în alegeri, și zice, vând un pont, Klaus Iohannis nu a fost în tot mandatul în diaspora. Păi zic, asta se vede, e o viziune astrală că domnul Iohannis n-a fost acolo. Deci revenind, s-a stabilit în ultima reuniune că se merge împreună pentru 6 sectoare și era evidența evidențelor că astăzi, de la ora 4 se întâlnesc, probabil pe la 6 anunță ceva sau ne anunță sursele, vor lua decizia unui candidat comun. Pentru că în oglindă, dacă sunt 6 sectoare în oglindă, nu trebuie să fie un candidat comun. Acum, eu nu cred că Rareș Bogdan se riscă, vorba ferentarului, să spună că doctorul Cârstoiu nu e candidatul comun, când bine ai spus, el fiind din județul Argeș, eu l-am cunoscut acolo la PDL, tatălui a fost unul dintre primii prefecți din Argeș și ai lui Băsescu. Un tip inimos, Cârstoiu bătrânul. Da, da, și foarte aplicat, foarte inteligent. Iar Cârstoiu a avut chiar performanțe, a făcut Heliopol. L-am cunoscut bine pe tatăl lui Cătălin și să știi că am avut o impresie bună legat de bătrânul Cârstoiu. Pe Cătălin îl știu așa, am mai ajutat și eu niște oameni din când în când, vorbim cu el, să-i trimitem pacienți pe acolo de urgență și tot timpul s-a comportat excepțional, cum facem cu toții, cu medicii de urgență. Aș vrea să nu discutăm astăzi despre Cătălin Cârstoiu, că îl cunoaștem foarte bine, să amânăm pentru săptămâna viitoare, că nu merită. Păi nu, adică, de ce l-a, un pic serios, el, nu... l-a folosit ca pe o cârpă acum colegul și prietenul nostru Rareș Bogdan, vrând să ne transmite că de fapt ce se întâmplă acum. Așa o presiune e asupra conducerii PNL încât Burduja trebuie să fie aruncat în luptă. Ieri a mai fost o sesiune de întâlniri ale Gabrielei Firea cu conducerea din PSD și era foarte amărâtă că Marcel Ciolacu, de fapt a și declarat în presa de alaltă ieri sau de ieri, că este amărâtă că Ciolacu nu a susținut-o destul. S-ar putea ca astăzi să se întâmple un lucru excepțional din punct de vedere al radicalității excepției, în sensul că se merge la 6 sectoare separat și adică împreună, la 6 sectoare împreună și la București să se meargă separat, pentru că deja este știută intenția Gabrielei Firea de a fi... Adică tu zici că ăștia sacrifică Bucureștiul. Spui, dom'le, eu vreau să le traduc celor care ne ascultă. Deci teoria lui Marius Ghilezan e în felul următor. Ei, de teama faptului că se produce o mare ruptură în PSD, în primul rând, prin candidatura independentă a lui Firea, și nevrând să-i dea primăria generală lui Firea, care ar lua primăria generală dacă ar fi candidat comun PSD-PNL, neputând să o ia cu Burduja candidat comun, că nu e în stare să adune voturile PSD, ei spun, bă, mai bine ne asumăm că pierdem Bucureștiul, mergem separat, PSD-ul cu Gabriela Firea, PNL-ul cu Burduja, îl lăsăm pe Piedone sau pe Nicușor Dan să câștige primăria generală, și noi ne mulțumim cu primăriile de sector. Am tradus bine ce ai zis? Păi eu am scris încă de dimineață. Editorialul meu s-a chemat, de fapt l-am scris de ieri. Nu, ala de ieri, am văzut. Da. Astrele da. Conspiră pentru rămânerea lui Nicușor Dan la putere. Șansa plutește în aer, dar ne lipsește un Dudu Georgescu să marcheze. Am citat din el, a fost pus și pe Solid News de dimineață. A fost tare chestia asta cu Dudu Georgescu. Din păcate, de Dudu Georgescu mai știm
noi și poate acum 6-7 ani mai mici decât noi, restul de la 45 de ani în jos a uitat cine. Și atunci ne aducem aminte de că m-am gândit să-l pun pe Claudiu Răducanu cu bloc notesul, că se mută în bloc notes, am zis pentru generația. Claudiu Răducanu cu bloc notesul, da. Băi, săracii, băi. Deci, băi, totul arată... Da, zi. Băi, fotbaliștii vechi, mă, nu se făceau de râs, mă. Deci când făceau declarații, eu nu vorbesc acum de Mircea Lucescu, care chiar era un intelectual stadea. Mă, dar vorbesc de toți foștii fotbaliști, până și săracul Rodion Cămătaru, de care ziceau ăștia că ar fi prost, că nu știu ce, mă, niciodată în viața lui nu s-a făcut de râs la declarații publice. Fotbaliști, mă, fotbaliști. Bă, dar erau fotbaliști cu bun simț. Acolo rămâneau pe postat aia unde știau ei că se pricep. În schimb, ăștia, vorba ta, mă mut în blog notes. Totul decrepit. Peștele de la cap se împute. Dacă președintele nu are nicio legătură cu școala care l-a făcut om, nu, de 10 ani au uitat, ce să mai zici? Deci, așa e un bataille du joc, cum se zice în francofonie, așa e un bataille du joc, încât omul ambasadei, Nicușor Dan, și a prietenei mele Sandra Pralung, e merge înainte. Păi, toate e făcute. Adică are șanse, așa cum zici tu, astrele s-au aliniat pentru el. Da. Numai că a venit Piedone, asta cu Piedone a fost neprevăzută, știi? A venit Piedone, s-a forțat, deocamdată are o problemă, că e sprijinit numai de PUSL-ul ăla, dar nu-s de neglijat antenele acolo, că e potențial mediatic mare pe București. Și să-l vedem cum acționează. Oricum, dacă se va întâmpla, cum zici tu, și va fi o cedare maximală a lui Ciolacu și a lui Ciucă pentru candidaturi pe partid care n-au cum să câștige, că nu câștigă nici Firea, nici Burduja în momentul ăsta, scorul partidelor, Firea ar câștiga mai mult dacă s-ar duce independentă. Deci dacă Firea s-ar duce ca victimă a PSD-ului, a lui Ciolacu, a lui Ciucă, a lui Iohannis, independentă, ar câștiga mai multe puncte decât dacă se duce din partea PSD-ului. Deci păi, dar Luciolacu e frică că Paul Stănescu și cu Gabriela Firea iau partidul și cu Sorin Grindeanu de la toamnă. Deci, nu știu, așa arată poza momentului, că de seară vor da curs cererii lui Burduja. Mă, da, chestia aia, mai ții minte cu... De ce ai dus boul la târg? Că vezi cât e de pricăjit și nu știu ce. Păi mă, l-am dus ca să se facă de râs. Păi așa și cu PNL-ul și cu candidaturile astea. Deci că, păi noi, ziariștii, noi suntem încântați că este o largă dezbatere democratică și sunt 6, 7, 10 candidați, că așa e democratic, nu? Dar râdem, noi glumim, dar tot cu Nicușor Dan rămânem în cazul în care nu va mai avea suflu Piedone, pentru că astea sunt agenții electorale. Partidele ies din casă și ajută să împingă candidatul și în momentele de foc, în ultimele 2 săptămâni. De aia sunt bune partidele în alegeri. Și sigur că acum să vedem dacă Piedone mai adună și alte. Oricum le-a încurcat jocul. Tu îți dai seama, statul barbăcot, ăștia, ofițerii aia, noi suntem statul. Păi ori intrat în vrie, cum și-a anunțat Piedone candidatura. Acum, dacă îl mai arestează, îi mai face ceva, nu știu ce, îl face victimă și îl câștigă și de la pușcărie. Deci, societatea zdravână la cap a ajuns să ține cu Piedone, care, săracul de el, are probleme în comunicare și nu are prea multă școală, dar ține cu el pentru că pare a fi singurul din afara sistemului. Adică votul se va da împotriva sistemului. Că sistemul ne-a adus în halul ăsta în care am pierdut 8% în regimul în rata de dezvoltare a Bucureștiului. Oameni care ascultă Gold FM, eu nu cred că merg să voteze Clotild, care n-a făcut nimic, sau pe Nicușor Dan, scuzați, așa, nu vreau să-l jignesc. El stă la un consolidat 24%, dar noi care ne ocupăm de campaniile electorale de atâția ani știm că divizarea voturilor
vor duce în situația în care poți să câștigi primăria cu 20-21% din voturi. Acum cine va ajunge la 21%, pentru că tot PSD și PNL a lăsat deoparte excepționalismul unei superligi electorale. Nu ar fi trebuit să fie în două tururi, și atunci era frumusețea jocului. Pentru că, de fapt, votul în București este un vot politic care are reverberații la nivelul întregii țări, are o undă de șoc și așa mai departe. Dacă câștigăm Piedone, el a spus, nu se oprește să nu candideze la președinția statului. Păi toți ăștia care au suferit alături de Piedone, colegi de-a noștri, oameni care ne apreciază și mai ieșim și cu ei la o bere, un vin, nu? Păi dar ei vor fi agenții lui Piedone. Am crezut că vrei să zici la un suc de silimarină. Nu că aia sunt oameni serioși. Nu sunt ca noi din ăștia care muncesc ziua și nu prea ies prin crâșme și așa mai departe. Da. Hai să finalizăm asta cu două scenarii. Deci, tu ne-ai prezentat aici, foarte interesant, scenariul prin care, de frica lui Gabriela Firea, ăștia l-au pus pe Rareș Bogdan să iasă la rampă pentru ca diseară să vină să ne spună că se merge separat, ca să nu facă erou pe Firea și poate chiar să câștige primăria generală. În scenariul ăsta cu candidaturi separate, cam care vezi clasamentul, grosomod, neapărat la procente, 1, 2, 3, 4, cam cum va fi, cu separat PNL și PSD și cu Piedone și Nicușor Dan în cursă, cine o să mai vină, Teodorovici, care mai sunt pe acolo, dacă contează, dacă nu contează, candidatul aurului. Și ăla la alt scenariu, în care totuși se vor încăpățâna, deși nu cred, că acum e clar că i-au dat comanda lui Rareș și l-au întors cu cheița și vor merge pe candidaturi separate. Celălalt scenariu în care totuși amicul nostru Cârstoiu nu scapă de candidatură și va fi un candidat comun, dacă cumva Iohannis intervine astăzi peste ei și până la urmă își impune candidatul, cam care simți că va fi clasamentul. Astea două chestii, după aia ne mutăm la bătălia dintre Simion și Ciolacu. Păi bătălia va fi foarte strânsă, pentru că electoratul PSD-ului este mult mai sus decât al PNL-ului, deci Gabriela Firea va fi mult peste Burduja, care va face niște eforturi financiare colosale, dar cei 3B au de unde să scoate din munți pentru cele 2 miliarde ori 4 de mandat, aproape 10 miliarde de dolari, cum fac cu ochișorii, nu mai au răbdare. Deci eu cred că din toată chestiunea asta Gabriela Firea pleacă cu prima șansă, având 3 primari de sectoare, având cunoașterea actului administrativ, pleacă cu prima șansă. Dar Nicușor, asta în contextul în care Nicușor nu vine cu un act performant de campanie, și Burduja va fi pe locul 3. Dacă eu mă bucur pentru prietenul nostru Cârstoiu că nu este momentan la ceasul ăsta, nu este nominalizat, pentru că noi discutam dimineață despre scorul pe care l-ar fi luat Alianța Unită cu doctorul Cârstoiu. Noi ne băteam pentru locul 3 sau 4. Adică nu. Locul 3 dacă nu intra Firea și poate chiar locul 4 dacă intra Firea ca independentă. Da, pentru că discutam cu liberalii din sectoare și au zis, domne, dar nu merge nimeni să îl susține pe doctorul Cârstoiu, nu ieșim din casă. Aduceam aminte unui fost lider PD, zic, mai ții minte când în 2004 ți-am zis, bă, tu ești repartizat la cortul ăsta de la obor. Păi zice, după ce am dat bani în campanie electorală, tu ce, mai stau și la cort acum, așa și aici. Sunt slabi vectori. Dintre câștia, hai să nu dăm locul 1 și locul 2, dar hai să dăm așa primele două locuri. Este clar în momentul ăsta că primele două locuri, locul 1 sau 2, vor fi ale lui Nicușor și Piedone? Sau crezi că Firea mai poate să se bată și ea pentru locul 1 sau 2, dacă va fi candidatul PSD? Bună întrebarea ta. Piedone pleacă cu un bagaj extrem de consistent, cu 70% din voturile
din sectorul 5 și cu 40% din voturile din sectorul 4, unde a domnit aproape două mandate, da, cred că două sau trei mandate. Așa, nu știu că nu s-au făcut măsurători pe sectorul 1, sectorul 2 și așa mai departe. El are un avânt excepțional, a furat startul, cum se zice, dar pe lângă echipa bună de comunicare, am înțeles că și-a luat niște tineri corporatiști, transmisiile lui live sunt ireproșabile, cred că obosește spre final. Nu poți să duci o campanie electorală de unul singur, îți trebuie voci. Pe când Gabriela Firea are mai multă experiență, are în cap cum se administrează Bucureștiul, și Nicu Șordan are toată tinerimea română. Dar e foarte important să intre Burduja în schemă, pentru că din calculele ce le-am primit și eu de la sociologii liberali, arată că el ar fi putut obține foarte puține voturi de la PSD. Dar în schimb, Burduja ia 40, cel puțin 40% din voturile lui Nicu Șordan. Deci, până la vârsta de 35 de ani, pentru că acolo sunt voturile consistente ale lui Nicu Șordan și al lui Burduja, ei se vor bate între ei. De asta spun că poza momentului o arată pe un pic în avantaj pe Firea, dacă va fi desemnată astăzi. Vine pe culoar Piedone foarte puternic, el asigură spectacolul acestei campanii. N-ai auzit care lunetiști pe casă? Păi da, poveștile făcute senzațional, de senzație. Păi astea sunt campanii electorale. Păi dau discursul lui Trump de la Ohio și lumea, din aia 4.000-5.000 care i-am pe WhatsApp, ori sărit imediat, e prea extremist. Bă, fraților, păi nu merge cu dulcegăria și partidul nostru e în toate ce sunt și cele ce au râs ieri la soare în Partidul Comunist. Nu, bă, hoților, pe mama voastră am venit să luăm puterea, ocupăm Bruxelles, ocupăm primăria Bucureștiului. Deci cu nerv, cine n-are nerv, stă acasă. Cine n-are la clapiatură. Să se lase, da. Asta mai spune pentru cei care ne urmăresc, alaltă el seara la Realitatea, seara, intrând la televizor Piedone, știi ce a mărturisit? A mărturisit că și-a făcut actuala strategie de luptă politică pentru primăria generală în pușcărie, ascultând zi de zi emisiunea de la 1 la 3 de la Gold FM, împreună cu colegii lui de celulă. Super. Știa tot. Știa ce ai zis tu, ce a zis Romoșan, ce a zis SRS, tot ce se făcea liniște timp de două ore jumate în celulă. Și noi toți ascultam în celulă emisiunea de la prânz, le transmitem salutări tuturor fanilor noștri care sunt săracii la pușcărie, pe drept sau pe nedrept, nici nu mai contează, le mulțumim că ne ascultă. Marius, uite, fii atent. Marcel Ciolacu, într-o evoluție extrem de ciudată pe care am văzut-o aseară la UMEDIGI24, a avut, din nou a reîncălzit ciorba aia cu George Simion, agent rus, pe care a întârziat-o din cauza faptului că s-a dus ăsta în America, era cam ciudat. Dar Simion i-a dat replica, care durează un minut, și o să-l rog pe Mihai Pitaru să ne o pună din nou, ca să auzi și tu. Între timp a scris și un comunicat George Simion, care a fost publicat, minciunile lui Ciolacu, nu știu ce. Hai să ascultăm, replica lui Simion și după aia comentăm care va fi efectul acestei strategii de tip kamikaze a lui Ciolacu și a celor de la putere împotriva lui Simion. Ascultăm, Mihai, te rog. Presa miluită de către PSD, titluri mari, Simion spion rus, Ciolacu confirmă. Ce confirmă Ciolacu? Că a văzut niște documente secrete care îndreptățesc interdicțiile pe care le am în Ucraina și în Republica Moldova. Documente secrete ale altor state, mă, covrigarule, nu te ridici la nivelul funcției pe care vremelnic o ocupi. Ești spion ucrainean sau din ăsta stalinist, sovietic, moldovenist? Cum ai tu acces la documente secrete din alte state? Sau ne minți pentru că ți-e frică de Simion? Că o să te bată Simion
cum ți-a promis că te bate și la europarlamentare și a trebuit să-ți iei sluga mai mică și mai proastă să candidați pe liste comune. Zic, Covrigarule, ce treabă am eu cu rușii? Cred că tu ai treabă cu Omar Haisam și să nu intrăm în alte subiecte. Uite, ca ăsta de aici, din spate. Acolo în spate ai văzut. Erau niște buze groase, niște buze de gagică de aia, știi? Nu știm ce a vrut să zică George Simion. Nu ne băgăm noi pe chiloțăreală, că nu e treaba noastră. Mai facem noi bârfe între noi, nu? Vorbim la radio, așa, între noi știm multe. Știe și Mariu, știu și eu, știu și ceilalți. Deci, a sărit în bazin domnul Ciolacu și uite ce bine a prins lui Simion, că a luat-o din vole. Care-i părerea ta? Păi dacă s-au sacrificat profesorii de la SNSPA și au tot spus cu extremismul, o trebuie să vină să facă provmentul cineva, să zică, să-și folosească onorabila postură, funcție și așa mai departe, spunând că știu, dar nu vă spun. Păi astea sunt de copii mici. Când vreau să împrumutăm niște bani de la colegi care aveau bani, zicea unul, Dinu, prieten de-al nostru, cu tată mai bogat decât al meu, zicea, am, dar nu-ți dau. Ei, și asta. Astăzi mi-am adus aminte cum a picat prietenul nostru, Adrian Severin, de la putere, din funcție de ministru de externe în guvernul CDR, pentru că a spus că are informații că sunt 4 ofițeri KGB la nivelul de conducere al presei din România. Atât a spus și a căzut capul. Da. Uite, la chestia asta nu m-am gândit ce a zis George Simion, că tu, ca premier al unui stat, ai acces la documentele clasificate ale altui stat. Eu cred că trebuie să existe niște acorduri de schimb de informații. Ca pentru cei din rețeaua Soros, de unde Ghilezdan și Guș au fost eliminați, să existe posibilitatea de acces la aceste documente secrete. Trebuie să fim comunitatea Soros. Ce? Vorbesc serios acum. Păi nu, dar asta e o chestie de luat în seamă. Adică știu că există mapa galbenă de predare între președinți. Aia e ultra secretă. Când domnul Iohannis va pleca, va lăsa și o mapă galbenă cu informațiile secrete, inclusiv acordurile secrete. Deci noi, statul român, am avut de-a lungul istoriei noastre o serie de acorduri secrete, că între timp s-au aflat și așa mai departe. Dar poate este un acord secret între România și Ucraina de schimb de informații. Pentru că asta este foarte grav când un premier, odată că dacă aflăm, și eu am citit o serie de documente clasificate și îmi ziceau premierii, bă, dar nu pleca cu ele și nu povesti din ele. Și nu am povestit niciodată. Dar s-a făcut de mirul pământului Ciolacu să vină să spună că știu și nu spun. Adică, bă, mă iei de prost. Păi de ce? Păi de acum mă duc și îl butonez atâta și zic, bă, dar zi-mi numai mie. Așa să știu și eu. Bă, ce e acolo? Mai ce e acolo? Bă, hai să discutăm pe bune acum, că uite, vorbim cu un jurnalist care a avut curajul acum 2 ani de zile să spună eu, Ghilezdan, vreau să-l intervievez pe Vladimir Putin. Tu ai zis-o înaintea lui Tucker Carlson într-o perioadă de tip stalinist în România, poate lumea a uitat. Eu îi rog să meargă cu timpul înapoi în luna martie anului 2022, când era o perioadă de stalinism. Aici, în România, n-aveam voie să vorbim. Ce mai vorbeam noi la Gold FM? Buf, amendanca! Buf, amendanca! Buf, putiniști! Bun. Hai să vorbim serios acum. Ce poate să fie? Te întreb. De câte ori crezi că ai stat în îndelungata ta carieră de jurnalist sau de personalitate politică, că la un moment dat ai fost și în politică cu sarcini de reprezentare, lângă agenți secreți? Și din agenții ăștia secreți, câți o fi fost CIA, câți o fi fost FSB, GRU, AFO sau așa mai departe? Spune! Păi, dar normal, când m-am ocupat de vizitele șefilor de state, când a venit Bill Clinton aici la București, eu stăteam chiar lângă piața Revoluției,
Și am avut doi agenți, i-am dus la o cafea la mine, împreună cu Charles, consilierul de comunicare. Am stat de vorbă cu ei, de ce sudați alea, pentru că sunt mor de curios. Și cu consilierii lui Ciucă, au fost la Realitatea pe toți, i-am întrebat, da, tu de unde ești, de la ce instituție ești, cu... și așa mai departe. Deci noi, ca ziariști, de asta m-am enervat astăzi și am scris pentru mâine despre două invitații am primit. Bă, da, am ajuns să ajung la bătrânețe să nu pot să-mi fac actul jurnalistic. Primesc o invitație de la prietenul meu vechi, Gabriel Marinescu din Timișoara, să lansează o carte a colegului meu de România Liberă, Corneliu Vlad, și pe surse specifice, că sunt și eu protejat. Atenție, domnilor care ascultați, am și eu protecție în serviciile de informații românești. Mi s-au spus că acolo vor fi de față trei agenți ai FSB-ului, foști. Și am zis, decât să mă duc, de joi am spus, decât să mă duc și să vină dușmanul și să mă pun într-un colț alături de ăștia și să zică că asta e proba colaborării lui Ghilezan cu FSB-ul, i-am zis lui Gabriel, îmi pare rău, nu vin să mă expun. Norocul că am fost protejat informativ și am știut. A doua, de la oamenii de afaceri, de la noi, din zona ta, nu de la noi, da, din Sălaj, care exportă foarte multe produse în Rusia. De lemn, de la Sileu. Da, da. Nu dăm nume. Nu dăm nume. Și primesc invitația de a participa la Davosul de la St. Petersburg. E Forumul Internațional Economic de la St. Petersburg. Ți-am zis și de dimineață, sunt șocat de această invitație, că în urmă cu 20 de ani, tinerii din IEP, ăștia juniorii de la PPE, mi-au zis să mă duc la Davos cu ei, dar eu am preferat să plec în Filipine. Atunci cu niște americani am lucrat pentru liberalii din Filipine. Mă, și zic, bă, nu mă duc la Davos. Am rugat-o pe Nicoleta Frank, prietena mea care era prietena regelui, du-mă și pe mine la Davos. Bă, dar erau 350 de kilometri de la Lozan, e în partea asta cu Austria, am mai mers cu mașina, dar niciodată n-am ajuns la Davos și nici nu-mi pare rău că n-am fost. La St. Petersburg am fost când aveam 15 ani. Am cerut lui mama, adică la Leningrad, i-am cerut lui mama, îmi dai și mie 8.000 de lei și zice, băi, dacă îmi spui pentru ce trebuie, îți dau. Dacă nu-mi spui, nu-ți dau. Păi și zic, dacă îți spun pentru ce îmi trebuie, nu o să mă lași. Și până la urmă i-am spus, ne-am târguit și mi-a dat banii să mă duc la Leningrad, că tata fiind medicul Poli, nu ne lăsau nici în Ungaria să mergem. Și așa am văzut Leningradul la 15 ani, o frumusețe, orice ar zice, poate să mă facă pe mine rusofon, pro-putinist. Dom'le, unul dintre cele mai frumoase locuri din lume și aflu acum de la tinerii cu bani că e o fiță să te duci în cluburile din St. Petersburg. Și atunci această invitație... Poți să-ți confirm? Azi îți dau numai o scenă și după aia ne dai concluzia cu rusofilia. Am fost, mă rog, era cu evenimente sportive. Era să-l alegem pe Vizăr, șeful sportului mondial, și eu conduceam campania. Eram cu Țiriac, cu Ilie Năstase, Nadia Comăneci, nu știu ce, eram gașcă mare. Marcel Pavel era la cântat pe acolo acum 10 ani. Și în campania aia, sigur, am dus miliardarii la un club. La un club unde de karaoke. Și am ieșit pe la 4 dimineața, dar știi cum? Acolo erau nopțile albe. Și noi ne-am dus pe lumină și am ieșit pe lumină, dar era 4 dimineața, mă, stăm în lumină. Și a fost o noapte furtunoasă, cu cântat, cu fel de fel de lucruri. Ăsta nu mai avea, Marcel Pavel, nu mai avea buzunare unde să-și pună dolari. O dedicație era 10.000 de dolari de la miliardari. Ați dai seama câți bani a făcut Marcel Pavel în noaptea aia. Și era așa și zice, te rog frumos, Cosmin, să mă ghidezi înspre hotel și să ai grijă de mine, să nu mă jefuiască cineva. Zic, bine, mă, vină cu acea. Când ieșim afară din clubul ăla de karaoke, unde s-a cântat toată noaptea, a fost foarte simpatică treaba, rușii veseli, dedicații, domne, erau vreo 8-9 domnișoare de o statură care varia între 1,75 m și 1,90 m, în pantalon scurt și cu bustiere, și care țineau de dârlogi niște cai
cu care cai se duceau la hotel. L-am urcat pe Marcel Pavel Puncal de la, știi? Ne-am urcat toți, l-am urcat și pe Ilie Năstase Puncal de la și așa ne-am dus dimineața, bine, erau vreo 500 de metri, până la hotel, că așa era obiceiul, cu, trebuia să le plătim pe domnișoarele alea, știi? Cu domnișoarele care duceau caii de dârlogi și noi călare pe cale și cu Marcel Pavel cu buzunarele pline de bani. Deci, asta e din plăcerile de noapte ale San Petersburg. Bă, am vrut să povestesc o chestie spumoasă, frumoasă, cu două vedete din România. Acum, după această veselie, spune-ne concluzia. Ciolacu se va veseli după aventura declarativă asta a lui, care pe tine ți-a făcut să râzi, având experiență. Te și enervează un pic apropo de faptul că trebuie să ne cenzurăm după 30 de ani de experiență de presă, să avem grijă să nu mergem la lansare la Corneliu Vlad sau să nu mergem la forumul de la San Petersburg. Spune-mi în concluzie care crezi că va fi efectul. Efectul la ce? La ce se dezvăluie? La declarația lui. Păi nu, că nu mai lăsa să termin. Scuze-mă. Deci eu dacă mă duceam acolo la mine, unde am eu pământurile aproape de Timișoara, 26 de kilometri la Vâcei, așa cum se zice. Acolo trebuia să merg la lansare. Da. O poză. Dar o poză nu este proba colaborării pentru numele lui Dumnezeu. Probele sunt angajamentul ferm. Dacă are Ciolacu angajament și nu ne spune, atunci rămânem în fața opiniei publice, așa cum a zis George, mincinos. Deci el este prins într-un clește acum. Pahonții și aia l-au pus într-un clește. Bă, dar dacă tăceai, filozof rămâneai. Bă, știi, păi, am lucrat cu Radu Vasile, cu Ciorbea, cu nu știu ce, erau secrete mari despre KGB, care le-am putut vedea eu, un puștan amărât, acuiat prin guvernul României. Nu? Și nu am spus niciodată ce am citit acolo și ce nume le-am văzut. Deci a intrat săracul într-un clește. Eu nu știu dacă își dă seama în chestia asta. Pe de o parte, spune că am văzut și nu știu. Doi, e ipoteza nouă a lui George Simion. Cum vezi tu documentele clasificate ale altui stat, în baza cărui certificat internațional îl vezi? Eu știu că pot să mă uit la tine în Republica Moldova doar dacă am ornisul moldovenesc. Sau avem un acord între state de liber schimb de informații. Deci e fapta foarte gravă ce a făcut-o Marcel. Cred că e inconștient. Adică l-au aruncat la luptă așa. Bă, zici și tu că știu și nu știu. Și trei, bă, dar acolo o probă a angajamentului nu e o poză făcută, pentru că dacă ne ducem în galerie la Rapid și stau 5 KGB-iști în spatele nostru, aia nu înseamnă că e o probă a colaborării noastre cu FSB-ul. Eu, în timp ce ziceam că nu-i războiul nostru, i-am avut două servicii secrete pe urmă când ziceam aici la Gold FM și inclusiv mi s-au și recunoscut de unul dintre șefii ai statului acest lucru. Deci proba colaborării înseamnă momentul în care dai sticul, așa cum lângă bisericuța aia vis-a-vis de cec i se dădea șoferului din ambasada Americii devenit șef sâmbătă la aceeași oră de către un coleg de-al nostru cu informații clasificate. Ăla e momentul în care dai niște informații clasificate ale statului. Dar acum, pentru numele Dumnezeu, ce informații clasificate are George Simion de la galerie? Cu ce ciorap m-am dus eu, că m-am dus odată cu ciorapul violet și pe ălălaltul eram alb și am zis că sunt coșer și de fapt eram pe post de papagal, asta o spus ucrainienilor. Și mai e ceva, dacă vreau să mă duc, problema mea este că e în invitație pentru 5-8 iunie, când e campania electorală la noi. Dacă înainte de a mă duce la ambasada, poate ascultătorii noștri înțelepți și bine informați mă vor sfătui cum e de bine pentru statul român, membru al NATO. Deci, înainte de a cere viza ambasadei Rusiei la București, unde trebuie să mă cer voie să mă duc la St. Petersburg? Mă duc la Marcel Ciolacu, las o hârtie la poartă, mă duc la Xat, acolo la Dudu Ionescu, și zic las o hârtie că trebuie să cer voie
statului român. Nu, nu, cum acum? Sau mă duc la CIA în poartă și cer factor de protecție, nu? Să-mi dea 3 ofițeri lângă mine să mă protejeze. Deci vreau până la viitoarea emisiune, că știu că avem ascultători în serviciile de informații, să mă lămurească și pe mine cum trebuie să acționez ca să fiu corect atlantist. Bun. Cu toată ironia, dar și cu toată seriozitatea, că am fost ironist, am și distrat. Am și băut, am și mâncat, dar ne-am și distrat. Ne luăm la revedere de la Marius Ghilezan. Îi mulțumim foarte mult, prieteni. Suntem înaintea discuției despre Putin și victoria lui. N-am apucat cu Marius, dar sigur o să scrie el ceva zilele astea și o să vă citesc părerea lui. Ca niciodată, Horia Moculescu, și cam fiecare luni, după orele 14, Mihai Neamțu, imediat.